Așa cum cunoașteți, Vlad Filat urmează un tratament care a fost stabilit de către medicul specialist. Acest tratament este de o durată de 10 zile, respectiv până luni, săptămâna viitoare, dumnealui trebuie să se afle sub supraveghere medicului și să primească cele recomandate. Necătând la aceasta, procurorul insistă ca ședințele să aibă loc și săptămâna asta. Noi am solicitat instanței să amânăm ședința până când își revine domnul Vlad Filat. Această tendință de a organiza ședințe în fiecare zi este o grabă nejustificată, deoarece Vlad Filat trebuie să se prezinte în instanță într-o stare satisfăcătoare, ori medicul a indicat clar că nu se recomandă efortul psihoemoțional și nici fizic. Respectiv, considerăm că stabilirea ședinței pentru joi săptămâna aceasta este un abuz. Procurorii vă acuză de tergiversare intenționată. Cum putem noi să tergiversăm acest dosar atunci când se pune în discuție viața și sănătatea deținutului Vlad Filat? Este inadmisibil. Noi nu tergiversăm, noi suntem pentru stabilirea adevărului în acest dosar și nici de cum nu vrem să împiedicăm buna efectuare a justiției. Referitor la viața și sănătatea lui Vlad Filat, anterior ați declarat că el este deținut într-o celulă cu un recidivist. Dacă ați înaintat sau nouă cerere ca să fie schimbată celula, ca să fie transferată? În legătură cu aceste evenimente care au avut loc săptămâna trecută, pot să vă declar următoarele. Noi avocații am făcut mai multe solicitări la administrația penitenciarului 13, prin care am solicitat ca colegul de celulă să fie înlăturat din cel puțin din două considerente, că a mai fost anterior condamnat, unul, și doi, a suferit de o boală gravă și are anumite consecințe și astăzi. Răspunsul administrației penitenciarului 13 a fost unul și același, că acest coleg de celulă nu prezintă niciun risc pentru Vlad Filat. Noi deținem informații care demonstrează contrariu. În acest sens, noi am depus un demers, o cerere către conducerea DIP, prin care am solicitat în mod urgent ca acel deținut să fie înlăturat din celulă și am anexat și documente care dovedesc cele spuse de noi, în special că dumnealui a fost anterior condamnat și doi, că a suferit de o boală gravă, cum ar fi tuberculoza. Din câte am înțeles, azi dimineață am fost informați că acel coleg din celulă a fost înlăturat la insistențele noastre. Aici vreau să precizez că codul de executare spune echivoc, articolul 309, litera C, că nu poate fi deținut o persoană care este arestat pentru prima dată împreună cu alte persoane care au mai fost pe culoarele penitenciarului. În afară de aceasta, Vlad Filat, să nu uităm că a avut și o funcție înaltă în acest stat și același articol spune clar că nu poate fi deținut o persoană cu alte funcții în stat de ceilalți deținuți. În consecință, noi ne rezervăm dreptul să suplimentăm la CEDO și aceste noi circumstanțe care s-au întâmplat săptămâna trecută. A fost adus un alt coleg de cameră în Vlad Filat? Deocamdată nu cunoaștem, vom ști asta după vizita efectuată la domnul Filat în jurul prânzului.